Timp de 3 minute zilnic vă prezentăm cât și ce muncesc parlamentarii din fiecare județ. Vă arătăm cu argumente dacă se justifică sau nu sumele pe care le încasează lunar din bugetul statului. Astăzi analizăm activitatea lui Emanuel Iuliu Havrici, ales în circumscripția electorală numărul 35, Suceava, pe listele PSD. Face parte din Comisia pentru Agricultură, Silvicultură, Industria Alimentară și Servicii Specifice. Acesta este primul său mandat. Înainte să ajungă în Parlament, a fost șef de ocol silvic și inginer silvic. Cheful său de muncă în acest prim mandat este aproape egal cu zero. Dovadă stau datele oficiale de pe site-ul Camerei Deputaților. Până acum, Emanuel Iuliu Havrici a avut 4 luări de cuvânt, o declarație politică, 58 de propuneri legislative și o moțiune. Durata luărilor de cuvânt ale deputatului PSD Suceava a fost de doar 8 minute și 38 de secunde. Consider că forma cea mai bună pentru a rezolva și criza lemnului de foc, care este o prioritate pentru noi, dar în același timp de a debloca sistemul silvic, este susținerea acestui amendament care în comisie a fost respins. Și o să vă spun și două cuvinte scurt. Pe de o parte, menține aceeași cantitate de lemn de foc pentru populație, cum a fost prin articolul 59 nemodificat în fostul cod silvic, pe de altă parte, deblochează sectorul forestier. Dacă nu prea îi place să muncească și să vorbească în plenul Camerei Deputaților, în schimb este mare amator de evenimente precum zilele satelor, comemorări și sărbătorirea ale unor diverse momente istorice. Se îmbracă în straie populare și postează fotografii pe rețelele de socializare. În deplină armonie cu preocupările sale pentru tradiții și viața de la țară, este fundalul sonor al unui clip electoral din 2016. Din decembrie 2016, de la validarea ca deputat și până acum, a avut 2044 de voturi. Una dintre sarcinile obligatorii ale parlamentarilor este prezența la vot. Astfel, deputatul PSD Suceava a avut o prezență la votul electronic de 62%. Pentru munca depusă în Parlament, Emanuel Iuliu Havrici încasează o indemnizație lunară de 10.003 lei. Este momentul acum să aflăm care sunt punctele tari ale deputatului Havrici, fidel partidului din care face parte și fără probleme de integritate. Punctele sale slabe sunt următoarele: intervenții puține în plenul Camerei Deputaților, proiecte legislative în număr mic, prezență slabă la votul electronic. Pentru activitatea din acest prim mandat al său, din decembrie 2016 și până în prezent, îi acordăm nota 5 deputatului PSD Suceava, Emanuel Havrici.